Salutare, dragi români! Am și eu o întrebare pentru voi care spuneți că sunteți creștini și care credeți că Biserica Ortodoxă vorbește adevărul. Vreau să vă întreb și eu pe voi, cum credeți că s-ar fi îmbrăcat Domnul Iisus Hristos dacă ar fi venit nu acum 2017 ani, dar dacă ar fi venit în anul 2017, cum s-ar fi îmbrăcat el așa, după părerea voastră? Cum a venit el? Cum a venit Domnul Iisus îmbrăcat acum 2017 ani? A venit cumva îmbrăcat cum erau îmbrăcați farisei din acea vreme? Sau a venit îmbrăcat cum erau oamenii de rând din acea vreme? Foarte interesant. Dar atunci, cum a fost îmbrăcat apostolul Petru? Ce ținută avea Sfântul Petru? Ce ținută avea Sfântul Petru, doamnelor și domnilor? Era el oare îmbrăcat cu haine lungi de preot, haine negre, coroane, cu mare prea fericitul în cap? Era el oare îmbrăcat așa, Sfântul Petru? Și dacă Sfântul Petru, Iisus Hristos și toți ceilalți ucenici al lui Hristos nu aveau aceste haine lungi, negre, cruci, chestii pe cap, negre sau tot felul de haine preoțești, de ce acești preoți din anul acesta, din ziua de astăzi, poartă aceste haine preotești? Eu unul nu am nicio religie. Nu sunt sectar, nu sunt baptist, nu sunt penticostal, nu sunt ortodox, catolic, nu sunt martor al lui Jehova. Nu sunt din secta martorii lui Jehova, vreau să spun. Nu sunt mormon, nu am absolut nicio religie. Am citit în Ioan capitolul 3 că Iisus ne-a spus fiecăruia dintre noi că trebuie să ne naștem din nou, din apă și din Duh. Acum înțelegeți voi ce vreți. Dacă voi credeți că trebuie să fiți musulmani sau ortodoxi sau catolici sau penticostali sau martorii lui Jehova, e treaba voastră. Dar eu vă spun, cum? Eu cred că dacă Petru ar fi fost aici în 2017, ar fi trăit, s-ar fi îmbrăcat ca noi, cu blugi, cu tricou, cu geacă, pufoaică. Și cred că Iisus ar fi venit la fel. Nu credeți? Eu cred că Iisus ar fi venit cu Adidas. Bine, nu cred că ar fi venit cu dăștia de firmă Nike. Ar fi venit probabil cu ceva, niște Adidas cumpărați din Europa. Sau din Dragonul Roșu. După aceea, dacă citim în toată Sfânta Scriptură, se menționează oare ceva despre haine preoțești? Se menționează oare ceva în Sfânta Scriptură cum că noi ar trebui să fim ca oameni ai lui Dumnezeu, ca preoți ai lui Dumnezeu? Oare cei 12 ucenici nu erau preoți? Oare în bisericile din Tesalonic, vedem scrisoarea lui Pavel către tesaloniceni, către corinteni, către efeseni, către filipeni, vedem oare că Pavel le-a dat vreo instrucțiune legată de felul în care va trebui ei să se îmbrace? În caz că nu, dragi oameni creștini, schimbați-vă teologia. Schimbați-vă teologia și apucați-vă să citiți Sfânta Scriptură. Apucați-vă să citiți Evangheliile și vedeți acolo adevărul. Și nu vă mai lăsați induși în eroare de tradiții omenești.
Chiar vă rog să-mi răspundeți. Lăsați un comentariu. Poate sunt eu indus în eroare. Vreau să vă și eu o indicație în Noul Testament, unde Iisus sau ucenicii lui s-au îmbrăcat cu haine de-astea, cum e prea fericitul, sau dacă nu s-au îmbrăcat ei, au dat vreo instrucțiune să se îmbrace cineva? Vreun preot? Oare ei nu erau preoți? Oare au fost preoți după ei? Vreau să văd și eu. Unde le-au dat instrucțiunile acestea? I-a învățat Pavel în toate scrisorile lui pe oameni să poarte haine preoțești? Dar vreau să-mi arătați din Sfânta Scriptură treaba asta. Nu din Sfânta, între ghilimele, tradiție. Arătați-mi din Sfânta Scriptură. Nu din Sfânta Tradiție. Din Sfânta Scriptură. Oameni buni, diferența dintre Sfântul Petru și Pavel este mare. Între Sfântul Petru și Pavel și sfinții din Sfânta Tradiție. Haideți să mergem după Sfânta Scriptură, care include pe acești mari învățători și oameni ai lui Dumnezeu, cum ar fi Sfântul Pavel și Sfântul Petru. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Doamne ajută! Într-un naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare. Mutatul tăi la viață fii Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. You'll be alone, and like a ghost, I'll be gone. I'm a single lady.